Nu! Bine! Bă, nu, de ce? De ce ți-a picat, bă, așa ceva? Mamă! Bă, cum să-i șterg, mă, contul, dar Roselia, ai nebunit? În acest episod am fost controlat timp de 24 de ore de un robot AI pe Stumble Guys. Tehnologia a avansat extrem de mult în ultimii ani, iar inteligența artificială este una dintre cele mai bune exemple. Astăzi m-am lăsat controlat de ChatGPT pe tot parcursul acestui videoclip pentru a vedea dacă sunt fericit cu alegerile făcute de cel care mă controlează sau dacă este mult mai bine să fiu independent. Așa că am întrebat robotul AI cât mai multe, cum ar fi, dacă să cumpăr cele mai scumpe oferte din joc, dacă să dau un V1 cu cel mai toxic copil, Darius el 2012, și dacă să-mi șterg jocul. Iar alegerile lui au fost automat alegerile mele. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută! Bun, și ca să începem challenge-ul acesta, hai să-l întrebăm prima oară dacă vrea să participe, că cine știe, poate nu vrea să participe și nu mai face niciun videoclip și aia e, ne-am dus. Deci hai să-l întrebăm acum prima oară dacă vrea să participe sau nu la acest challenge. Hai să scriem un felul următor sau nu vrei să faci parte dintr-un challenge în care mă las controlat de către tine timp de 24 de ore pe jocul numit Stumble Guys și hai să vedem ce va răspunde. Chiar să sperăm că o să răspundă bine, că dacă nu, aia e, videoclipul acesta nu o să mai apară și da. Și ia să vedem. Opa, salut, sunt foarte interesat să fac parte din acest challenge în care să te controlezi pe jocul Stumble Guys timp de 24 de ore. Sunt pregătit să iau control personajului tău și să te ajut să navighezi prin nivelurile haotice ale acestui joc distractiv. Distractiv, nu știu ce să zic, că ar trebui să fie distractiv, adică aș vrea să fie distractiv, dar știi și voi că nu prea este distractiv jocul acesta, nu prea e de distracție, mai multe de competiție, dar hai să vedem. Dar înainte de a începe acest challenge, hai să apăsați și voi acolo un pumn, butonul de like, să dați acolo cât mai multe like-uri, comentarii, ce vreți voi, subscribe, dar nu vă mai zic eu că știu că nu vrei să o faceți degeaba, vă zic, dar hai să-l punem pe roboțel să vă zică treaba asta, dacă vrea să vă zică, poate de la ascultați și hai să vedem. Dragi prieteni, înainte de toate, de a începe acest challenge de fapt palpitant, aș dori să vă cer un mic favor. Vă rog să apăsați butonul de like, deci auziți bine, și să vă abonați la canal pentru a ne susține în această aventură. Feedback-ul vostru și susținerea voastră sunt extrem de importante pentru noi și ne vor ajuta să oferim conținut de calitate în continuare. Bă, ați auzit și voi, nu vă mai zic eu, vă zic chiar roboțelul, deci faceți-o pentru că așa este bine și să oferim content de calitate în continuare, cât mai bun să fie, Doamne ajută. Hai să începem challenge-ul și să-l întrebăm pentru prima oară. Intrăm pe shop aici. Ce să-l întrebăm prima oară? Intrăm pe shop, vedem ce sunt pe aici. Hai să-l întrebăm prima oară. Deci fiți atenți ce vreau eu să-l întreb, dacă să cumpăr cea mai scumpă ofertă de pe shop sau să nu cumpăr nimic și să-mi păstrez banii. Sincer, ar trebui să-mi păstrez banii, că da, dar alegerea lui contează și hai să vedem. Deci ce ofertă avem? Asta, mamă, dar nu scrie la asta cât costă. De la 10 probabil. What? Minus 100%, cum adică? Adică asta e free? What? Na, nu e mă nimic. Bă, ne-a păcălit, bă, jocul, ne păcălește jocul. Deci fiți atenți că ne păcălește jocul. Asta e 3 euro, 1 euro, 8 euro, 10 euro, 8 euro, 3 euro. Deci cea mai scumpă este aceasta de 10 euro, este Rebidu cu 2000 de gemuri, încă un fuste ceva, nu mai știu ce sunt astea, sunt mai multe chestii, dar hai să vedem dacă cumpărăm oferta asta de 10 euro sau dacă păstrăm banii. Deci hai să vedem, sperăm că păstrăm banii, sincer că nu prea mă încântă oferta aceasta. Mulțumesc pentru încrederea acordată, în acest caz recomand să nu cumperi cea mai scumpă ofertă din shop și să-ți păstrezi banii. Bine, mă, măcar atâta, bă, e bine, mă, e bine, bine, bine. Bă, de moment este foarte bun challenge acesta, de moment sunt bucuros cu alegerile pe care le face. Ce să zicem aici în continuare, în joc este întotdeauna important să gestionezi cu atenție resursele tale și să alegi achizițiile care aduc cel mai mare beneficiu în raport cu costul lor. Are foarte mare dreptate și vom încerca să jucăm inteligent și să economisim pentru a face achiziții mai strategice în viitor. Să continuăm challenge-ul și să ne distrăm pe Stumble Guys. Bă, deci nu cumpărăm nicio ofertă. Acum intrăm aici și vedem că avem două wheel-uri noi care o să dispară în cel mai scurt timp. Uite, aceasta dispare astăzi, asta dispare într-o zi. Bă, sincer, asta din ce m-am uitat eu mai devreme chiar nu mi se pare foarte wow. Și chibi wheel-ul totuși mi se pare mult mai bine. Adică dacă ne-ar pica un chibi guy ar fi perfect. Sau chibi gal, oricare din ele, pixegal, orice ar fi, ar fi super tare. Având în vedere că avem 309 gemuri, hai să-l întrebăm, să zicem că avem atâtea gemuri și pe care să o alegem din astea. Sunt 125 gemuri ambele și hai să dăm limited time wheel sau chibi wheel. Chiar cred că o să-mi pice ceva bun din chibi wheel, adică eu așa sper să deschid chibi wheel, pentru că limited time wheel nu-mi place absolut deloc și hai să vedem ce va alege, pentru că stați așa că nu e alegerea mea, e alegerea robotului și hai să vedem. Înțeleg că dorești să fac eu alegerea pentru tine, în acest caz voi alege chibi wheel. Bine, mă, pentru tine, asta zic, mă. Chiar sunt bucuros de alegere pe care le-a făcut, dar să sperăm că o să ne pice ceva bun și hai să vedem, să deschidem chibi wheel-ul. Hai, mă, să ne pice ceva bun, mă, deci chiar sper să ne pice ceva bun și hai să vedem chibi wheel, chibi wheel, dar dacă nu ne pică, nu știu ce să zic, legendary, uite, 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 mamă, mamă, aproape, no, no, aulă, deci pilot crasherul ăsta, mamă, foarte nașpa, no. Știu că în câteva ore, minute, de fapt o oră și ceva de genul,
o oră și nu, aici. O oră și 50 de minute, deci în 2 ore să mai apară un de ăsta nou. Poate o să fie mai așa de mai ieftin, că am 309 gemuri, vedeți aici, dar cine știe? Poate dacă așteptăm și vedem, poate le scriem și pe acela dacă e ceva bun și o să ne placă și o să vedem dacă mai rămânem cu gemuri și toate astea, dar hai acum să-l întrebăm acum că nu avem ce face, sincer, chiar nu știu ce să fac. Mă gândeam eu la idee, hai să le invit pe Darusel 2012 să facă parte la acest challenge alături de mine și hai să dau 1v1 cu el și hai să vedem ce va răspunde. Da, te încurajez să-l invit pe Darusel 2012 să facă parte în acest challenge alături de tine. Jocurile sunt mult mai distractive și interesante atunci când le împărtășești cu prietenii. Bă, ce prieten, mă, că Darusel nu e prieten cu mine, Darusel e cel mai toxic, cum adică. Așa că nu evita să-l invit și să vă bucurați împreună de această experiență în jocul Stumble Guys. Hai să vedem dacă ne bucurăm, îl invităm și să sperăm că o să accepte să joace cu noi și cine știe, poate când o să deschidem și cealaltă aia nouă ce o să apară, cine știe, poate cum o să avem un noroc și o să ne pice ceva foarte bun. Bine, dacă e tot așa de 125 gemuri sau mai puțin de 309, chiar ar fi bine. Bă, Darusele, probabil te întreb tu acum de ce te-am adus eu pe videoclip, că ți-am zis că trebuie să filmăm, dar și de ce te-am adus, de ce te-am băgat și în lobby să jucăm? Un robot AI îmi controlează contul de Stumble Guys Stream de 24 de ore. Știi că mi-ai controlat și tu înainte acum vreo lună, dar acum punem un robot AI să vedem dacă e mai deștept robotul decât tine, dacă îmi place, dacă îmi convine, ce face. Dar să zic sincer, până acum chiar te-ai descurcat mult mai bine, pentru că el a făcut niște alegeri, dar lui i-a picat ceva. N-aș poate să-i apica ceva bun atunci, din câte mi-aduc eu aminte, parcă ți-a picat ceva bun de la cutiile alea de la deschis, de la roțile alea de la deschis, dar trebuie să fii atent. Astăzi trebuie să-l întrebăm dacă vrea să dau 1v1 cu tine, că a zis că trebuie să faci parte de la acest challenge cu mine. Și fii atent, tu ai vreun gem? Ai vreun gem pe cont? 169, de ce? 169? Bă, de unde ai bătat atâtea? Bă, deci fii atent, nu minți, dar vrei să dăm la o roată, deci fii atent. Într-o oră o să apară încă o nouă roată, în vreo 30 ceva de minute, dacă mai stăm până atunci. Deci fii atent, atunci noi trebuie să dăm la noua roată care apare sau dacă îți place una de acum pe shop, tu trebuie să dai, îmi faci partajare și dacă îți pică ceva bun, bine, asta să vedem ce o să aleagă robotul, dacă să deschizi limited time wheel, orice wheel, nu contează ce îți place ție, dar momentan acum zi. Vrei la aia nouă când o să apară? Bine, deci fii atent. Acum hai să le întrebăm dacă vrea să dăm 1v1 sau nu, dar trebuie să dăm 1v1. Chiar sunt curios, Darusele, o să îi zic, bă, te bate Darusele sau nu te bate? Cum ar veni, îl întreb dacă mă bat sau nu. Nu-l întreb, mă, tu, bă. Bă, vorbește, mă, Darusele, vezi că nu e vocal. E pe scris. Fii atent, Darusele, deci l-am întrebat că i-am zis așa, că tocmai tu ai intrat în apir și vreau să dau 1v1 cu tine, să vedem care este mai bun dintre noi doi. Evident că eu sunt, nu se mai pune problemă. Și am zis așa, câștigătorul să-l pună pe pierzător să dea la noua roată care va apărea în următoarele momente dacă are gemuri. Tu dacă n-ai, sărac, da, și eu s-ar putea să nu am pentru că sunt 309, cine știe, poate dă-aia cu 2000 de gemuri. Gemurile nu ca tine fac bani din clickbait. Bă, ce clickbait, bă, Darusele, că vii tu ești clickbait, Darusele, de aici. Bă, pleacă, mă, Darusele, de aici. Deci fii atent și fii atent ce ne-a răspuns, că ne-a și răspuns așa de repede. Dintr-o dată îmi răspunde că ăsta e prieten cu mine, ne cunoaștem de 7 ani. Cu siguranță, sună ca o provocare distractivă. Auzi, Darusele, e provocarea distractivă sau nu e? Da. Fii atent. Eu nu te bat. Bă, hai că data asta e că mă bați dacă e. Deci fii atent, dai drumul la 1v1 cu Darusel 2012 pentru a vedea cine este mai bun în jocul Stumble Guys, apoi în funcție de rezultat, câștigătorul poate să-l pună pe pierzător, adică eu să te pun pe tine, să dai la noua roată, dacă ai suficiente gemuri disponibile pentru roata aia, evident, și trebuie să ne bucurăm de competiție. Decât ai făcut tu în 10 ani, nabule. Bine, mă, nabule, fii atent, dar trebuie să ne bucurăm de competiția. Azi să vedem cine are norocul de partea sa, cum ar veni în următoarea roată, adică dacă tu dai la roată pentru că tu o să pierzi, să vedem dacă pică ceva bun sau nu și succes să ne distrăm, auzi, în timpul challenge-ului. Eu o să mă distrez când o să te bat, dar Rusele, nu știu de tine, hai să-i dăm drumul la challenge. Bă, nabule, vrei să te bat acum? Bă, dar Sele, am uitat, bă, că sunt pe contul celălalt. Am asta, am skin-ul șmecher, dar n-am... Uite, ăsta e singurul emote pe care l-am, nici nu... Stai că nici nu pot să-l dau acum. Ușorul, uite, am bani în spate, tu nici gagicele nu le-ai în spate la ce bani ai, mă, că eu nu văd mie. A, uite, bă, dar Sele, de unde ai, mă, bani? Ia să-mi dai și mie, dar Sele, de unde ai toate astea bani? Bă, gata, ți s-a urcat faima la cap, dar Sele. Ți s-a urcat faima la cap, dar Sele. Cum de unde? Bani în joc? Păi tu nu te uiți la videoclipurile mele, dar Sele, să vezi cum câștig eu. Ei, nu te uiți, dar fii atent că ăsta s-ar putea să nu fie. Așa de nabiș la Fortnite. Ce Fortnite, bă, dar Sele, bă, ai uitat pe ce joc. Fortnite. Bă, și pe Fortnite, te bai și pe Fortnite. Eu uite, dar Sele, ce am eu. Bă, stai să se ia că mai asta. Bă, nu. Bă, nu. Mamă, bă. Nu, bă. Asta înseamnă că trebuie să dau la luată? Da, easy, mamă, nu, de ce? Bă, dar Sele, dar fii atent că mai avem timp. Adică, uite aici, avem, mai sunt 37 de minute, dar fii atent că am un lucky wheel. Îl deschid pe ăsta pe clip, vrei să-l deschid pe clip și trebuie să-ți dau partajare. Nu,
îl deschizi în episoadele tale de engleză cringe. Hello, today I'm gonna open and I'm gonna get the new clickbait whisper. What? Huh? Întrebăm pe prietenul nostru acum să vedem dacă vrea să deschidem sau nu. Mamă, deci fii atent la răsele ce ne-a spus. În acest caz recomand să deschizi Lucky Wheel-ul, care este gratis, este o oportunitate de a obține recompense fără a fi nevoie să cheltui gemuri, auzi. Și cu privire la partajare, poți să-i alesi de partajarea lui Darusel pentru a vedea rezultatul deschiderii, să vă bucurați împreună de o surpriză, să vedem dacă ce? O să ne pici ceva bun sau nu. Ce să mă bucur, bă, dacă eu mă bucur dacă tu ești par rău. Hai să vedem, Darusel, sper că mă bucur doar eu. Adică ori mă bucur eu, ori te bucur tu, nu o să ne bucurăm amândoi în același timp, nu? O să râdă tine, nabule. Bine, mai să vedem, Darusel, deci fii atent. Uite-te acum, mamă, Darusel, deci fii atent că o să ne pici cea mai tare specială din lume. Ba da, mă, specială, uite, Bolt, uite, și specială aia, fii atent. În 33 de minute dacă putem să dăm la roata asta, dacă e mai de câte gemuri avem noi. Ne vedem în 33 de minute, nabilor. Hai mă, Darusele, că a trecut timpul. Hai să vedem, intrăm acum pe shop. Aia e mai bătută, aia e, ai avut noroc, ia, ce să zic, hai să intrăm pe shop. Ia să vedem. Bă, nu pot să cred, noi chiar am așteptat atâta timp ca să stăm, să nu fie nicio roată. Hai cu o oră, Darusele, că am așteptat mai multe, că până ne-am găsit înapoi să intrăm pe apel, a durat o groază de timp. Bă, de ce nu e nimic, mă? Ce vrei să deschizi tu? Deschizi tu Chibi Willu, că eu l-am deschis, l-am deschis și na. Deci fii atent, dai partajare, da? Stai puțin, nu da partajare acum, pentru că o să dau eu imediat, stai să se vadă, ca să vadă și oamenii, că nu trebuie să văd doar eu. Gata, Darusele, acum poți să arăți că se vede toată lumea, skin-ul tău ăsta de nabu. Bă, Darusele, de unde ai, mă, atâta tokenuri? De ce ai atâta tokenuri și gemuri puține? Eu chiar nu înțeleg de ce ai atâtea. Bă, de unde ai bă atâtea? Bă! Păi stai, mă, păi! Bă, tu ziceai de mine că de unde am eu skin-ul ăsta și de câte skin-uri ai? Bă, Darusele, nu ești sănătos, bă, nu-ți e rușine așa puțin. Hai, mă, hai, gata, hai, dă-i, dă-i pe shop și vreau să deschizi. Fii atent, Darusele, nu, fii atent. Ce cu noroc? Bă, alo, nu schimba, bă, lasă așa că nu e nicio de asta, bă. Bă, cine te-a păcălit, bă, alo, stai puțin, fii atent. Hai să facem ceva, nu da la nimic, deci fii atent. Deschidem Chibi Guy-ul, Chibi Will-ul, de fapt, poate spică Chibi Guy, dar asta vedem după. Dar fii atent, după ce deschizi ăsta, o să întrebi eu robotul dacă să deschizi și din gemuri și câte gemuri să deschizi din alea. Și atâtea trebuie să deschizi, atâtea tokenuri, adică la spin-ul ăla de epic, ok? Da, tokenuri, așa. Fii atent, dă-i acum, hai să vedem cine ce spică din ăsta, dă-i, hai să vedem. Hai, dă-i, mă, Darusele, hai repede. Bă, hai mă, nu ne faci ceva așa. Mamă, ce bă, ce? Eu nu știu cum să numesc skin-urile. Dacă pică un skin, eu nu știu cum să numește. Ia. Nu. Bă, nu, de ce ți-a picat, bă, așa ceva? Bine, Napoleon, ce mi-a picat? Ți-am zis că merge. Fii atent, pentru asta, Darusele, fii atent. O să-i zic să deschizi mai mult de 1000 de tokenuri, ok? Mai mult de 1000 de tokenuri, o să vedem ce alege. Ok? Bine, hai să vedem. Darusele, deci fii atent. L-am pus să aleagă un număr între 1000 și 7111. Fii atent că eu văd numărul deja, dar o să zic după ce a ales mama, dar este de ce o să ai de deschis. Cred că ne plictisim. Fii atent, cât crezi tu că a ales el? Eu aș vrea să fie undeva la 100, dar eu zic că este 2K. Bă, pe peste 1000, cum adică? De la 1000 în sus, nu la 100. Hai, deci fii atent. Ce? Vrei să zic ce număr a ales? Mamă, dar este deci fii atent. 4567. Dar tu vezi cum a ales 4, 5, 6, 7. De la rând, bă, Darusele, te-a la mișto, mamă, ce-mi place challenge-ul ăsta. Deci fii atent că te trebuie să deschizi, Darusele. Fii atent să vezi și să nu crezi, Darusele, că te trebuie să deschizi tu. Hai să calculez, deci 4567 ori 35, cât e? Am deschis 130. Câte, mă, 130 ai de deschis? Da! Mamă, Darusele, hai mă, dă-i 10. Hai mă, Darusele, bă, te bași 3, 2, 1 și ia să vedem, Darusele, prima să vedem ce pică, că o să fie durere de cap aici, câte pică. Bine, ok, pentru mine, mie sunt bucuros acum la început. Bă, vorbește-o frumos, Darusele, deci fii atent că... Ăsta-i tatăl tău. Ăsta ești tu acum, Ia. Bă, nu spică nimic, e bine, ești cam slab, Darusele. Asta-i mama mea, fiantă mea. Da, prezentarea familiei lui Darusele. Așa e, mă tăiem mumie. E mumie. Bă, uite că să potrivesc o mumie ambii. Și ăsta sunt eu. Ia mă, care ești tu? Crocodilul ăsta, dinozaurul ăsta, tu ești, Darusele, te-am... Gata, toată familia. Mamă, cum era să-ți pice dinamitronul? Bă, dar la tine unde ești, mă? Că eu nu înțeleg, Darusele, la mine mi-arată dinamitronul. Tu unde ești acum?
Mamă, s-a picat. Bă, gata, iau, stai puțin, stai puțin cu familia. Stai, bă. Păi mă auzi, mă? Alo, dar Sele, tu unde ești? Tu unde ești? Că eu nu înțeleg. Cred că e la tine mai în față la cât de greu îți merge. Uite, ăștia sunt abonați tăi. Bă, ce ăștia? Bă, eu nu înțeleg, bă. Ce nu înțelegi, nabule? Mă, tu ce vezi acum? Că eu văd total altceva la tine. Bă, eu la mine văd spinurile. Bă, deci fii atent, dar Sele, nu. Hai că nu deschizi la 4000 de dalea, dar trebuie să ajungi la 4000. Trebuie să ajungi la 4567, ok? Ok, hai, băgă mai. Hai, mai dai 100. Mamă, dai foarte hai, mult de dat. Dai să fie special. Ia zi, zi-mi când îți apare skin-ul pe care l-ai luat tu. Acum ești la al doilea? Acum ești la al doilea. Mă, pe eu sunt în spate, dar să le uite, ți-a picat regina fix acum la mine. Al treilea. Așa ți apare, mamă, dar greu ți se mișcă. Fii atent, a picat acum bulu. Ți-a picat fix acum sau înainte? Nu. Acum mie mi-a picat mult Crăciun. Da, hai că e ok. Bă, eu credeam, m-am speriat, am zis că e foarte mult în spate, dar hai că e bine, merge ok. Da, hai că e bine. Mi-a picat Black People. Acum mi-a picat... Yeah, mamă, era suspiciu specială, deci, fii atent, lasă-mi pe mine, că vreau să văd eu, nu mai ce ți-a picat, vreau să văd eu ce okay, pică și așa. Bă, mamă, dar serios, dacă-ți pică o specială, bă, dar durează cam mult, sincer. Dacă pică specială, voi trebuie să dați like și subscribe. Mamă, era să pice fix acum. Mamă, dar Sele, dar fii atent că oricum ce se întâmplă aici o să fie dat pe speed, că e prea mult. Adică până pică ceva mișto, că deja e foarte mult de dat și se plictisește lumea să stea aici. Dar hai să vedem, dar Sele, poate pică ceva. Bă, nu, fii atent, ia spune ce ai mai făcut tu în viața asta ta. Ce ai mai făcut zilele astea, mai deschide și mai zici ce ai făcut tu zilele astea. Eu mai fost la școală, am luat o notă 10. Ce să iei, mă, tu 10, tu te-ai luat la școală și mai ieși nota 10. De când are Sele, că tu ești, să știe toată lumea că tu ești cel mai fraier. Bă, ce, mă? Bă, eu știu mai multe decât tine, bă, nabule, bă. Ia, mă, dar Sele, cât face 2x2? 6. De unde știi, mă? Că eu știu. 7 plus 8. 21. Ai dreptate, bravo, cât face 2x2? Ți-am mai zis o dată, stai puțin. 6. Cât face 1 plus 1, cât face? 11? 1 plus 1, 3. Cum, bă, nu face 11? Eu așa știu de când era mic. Nu. Bă, dar Sele, de unde știi, mă, toată? Te-a să de îmbrăchina și ți-a picat, fii atent, dar Sele. Ia. N-o spică, mă. Dar să le fii atent, vreau să facem o manifestare aici, câte like-uri să se strângă la acel videoclip ca să spice ție o specială din aceste gemuri pe care le dai. Un bilion, păi vrei să nu spice specială, mă, de unde facem, mă, noi atâta, că abia facem 100, dar să le ai nebunit? Nu, bă, vreau ca toți să dea subscribe la 3, 1, 2, 3. Gata, da, toată lumea subscribe și like, trebuie neapărat, altfel nu mai facem niciun videoclip, dar Darusele, dacă nu să sunt peste 100 de like-uri, dar Darusele, pa, pa, Darusele, pa, pa, atâta. Nu, bă, eu fac toate like-urile, tu pe mine când nu mai plătești, păi uite, eu te răsplătesc acum cu o specială dacă se strâng like-uri multe. Da, dați like, păi vorbesc eu cu ăștia de la joc să-ți dea specială. Dați like și dați unsubscribe. Bine, nu-ți pică nicio specială. Păi vezi dacă ai vorbit urât, dar Sele, dacă vorbești urât, nu-ți bică nimic. Dați like, mai repede, ca să-mi pice special. Yeah! Mamă, ce era să-ți pice? Păi cei care n-ați dat like sunteți niște nabi. Mamă, dar Sele, eu zic că e prea mult, eu zic că e ok. Vrei tu să pici specială, să ajungem până la specială, măcar să-ți pici specială sau nu lăsăm așa? Bine, mă, dar Sele, poate să pică specială, dar poate dacă dai câte una, eu zic că e mai bine să dai mai puține, că cine știe cum e o schemă de-astea, să bași tu mai multe gemuri, tokenuri de-astea. Eu sunt vezi că mie mi-a picat și bigal. Bă, e bine, mie nu mi-a picat nimic, știi ce mi-a picat mie din roata aia? Mi-a picat cel mai prost, ăla, nu știu cum se numea, era un de la rar, albastru, de ăla așa, n-aș pară de tot. Ia de la una, fii atent, asta e specială, dar Sele, asta e specială, fii atent, dar Sele, că e specială, fii atent, mamă, nu e, bă, aproape. Fian, ia 6, ok, 6, 1, 6, bun, dar Sele, ia să vedem acum. Și după dai la 9, ca așa zici tu mereu, nu e așa? Da. Bă, eu zic că e suficie. Bă, aproape. Bă, nici ăsta nu pică. Ia, fii antenă. Specială. Bă, nu. Mai dai astea 10 și eu zic că e suficient. Hai să întreb acum și pe domnul acesta, pe prietenul nostru robot. Îl întrebăm acum să vedem ce zice el, ce părere are el de treaba asta, dacă să dăm de mai multe ori sau nu. Ce zici, Darusele? Te pune să dai de mai multe ori sau? Nu. Să mai dea Darusele la roată? Zi tu, da sau nu. Să vedem, ia să vedem. Da, a zis să mai dai la roată, bă. Bă, Darusele, mai dai la roată, bă, că vrea jocul, mă. Vrea, bă, fii atent că robotul ori vrea să te sparcă de bani, să nu mai ai niciun token, ori poate simte el o specială, ceva, habar n-am. Hai să vedem. Bă, robotul ăsta este prietenul tău și este dușmanul meu pentru că l-am bătut la... Fii atent că l-am întrebat, mamă, era să-ți pice. Bă, fii atent, Darusele. Dar Sele, a zis să mai dai doar de 2 ori. L-am întrebat de câte ori? Mamă! Special!
Bă, cum a știut? Specială. Bă, nu. Mama, e duplice, mamă, și mai ai 700, bă, Dariusule, tu ți-ai făcut banii înapoi, mă, ți-ai făcut tokenul înapoi, nu-mi vine să cred, bă. Bravo, mă, Dariusule, în sfârșit, ai primit specială, Dariusule, vreau să-l întreb acum, ultima întrebare, vrei să zic o întrebare, hai să facem ceva. Mamă, Dariusule, nu știu ce să zic, dar m-am gândit eu la ceva totuși, stai să te scot pe partajare de aici, să fiu eu la mine, că ești urât, Dariusule, să o iei de foarte urât, fii atent, Dariusule, ce m-am gândit să-l întreb eu acum pe chat GPT-ul ăsta, pe robotul ăsta, fii atent, vezi contul ăsta al meu, cum îl am eu așa frumos, ăsta e contul secundar, dar am skin-uri, sincer, acum am început să am skin-uri mai frumoase pe contul secundar. Secundar. Vreau să-l întreb dacă să-mi șterg contul de Stumble Guy sau nu. Hai, sunt curios dacă vrea să-l șterg. Mamă, Dariusele, deci dacă vrea să-l șterg contul, mamă, nu, e incredibil așa. Bă, cum să-l șterg, mă, contul, Dariusele, ai nebunit? Napoli, șterge, că nu meriți. Să-mi șterg contul de Stumble Guys, da sau nu, mamă, 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 Dariusele, nu știu ce să zic. Mamă, Dariusele, zic că-l șterg. Să-mi șterg contul de Stumble Guys sau nu. Decizia de a șterge contul de Stumble Guys este una personală și depinde de preferințele și motivele tale. Ca robot AI nu pot avea o părere subiectivă în această privință. Îți recomand să iei în considerare motivele tale pentru a dori sau nu să ștergi contul. Se evaluezi așa. Bă, nu știu ce a scris mai mult, dar bă, Dariusele, din ce a zis el, eu alegerea mea ar fi să nu. Dar hai să vedem. Mai întreb o dată, decizia este ta, da sau nu? Înțeleg că doresc să iei decizia, în acest caz aleg să spun nu. Bine, mă, Dariusele, deci nu șterge, mă. Bine, mă. Vreau să scap de canalul tău, că e prea urât. Mulțumesc, Dariusele, tocmai a început să plângă. Îți mulțumesc tare mult. Ia să vedem, ia să vedem ce zice aia. Îmi pare rău sau că Dariusele a început să plângă, dar am luat decizia în conformitate cu informația pe care le-am avut la dispoziție. Înțeleg că poate fi dezamăgitor, dar sper că veți găsi o soluție care să vă mulțumească pe amândoi. Bă, ce soluție să ne mulțumească pe amândoi? Nu, zi, Dariusele. Să dați voi like la clip, să dați voi like la clip. În sfârșit ai zis ceva bun, eu credeam că zici de Stumble pe seară. Deci, fii atent. Like, subscribe, îmi place. Credeam că zici chiar iar să-ți dau ție Stumble pe că te scoteam din apel. Fiate, mai am o ultimă întrebare și cea mai grea provocare, întrebare pentru tine. Trebuie să-l întreb. Nu, dacă poți să țip, îl întreb în felul... Dar stai, fii atent, îl întreb dacă poți să țip, dar după, fii atent. Prima oară îl întreb așa. Dariusel, va trebui să iasă de pe clipurile mele să nu mai apară niciunul? Da sau nu? Fii atent. Decizia este a ta, dar în absența mai multor detalii voi spune nu. Mamă, bă, Dariusele, nu m-a ajutat, bă. Ai scăpat, bravo, mă. Dar poate... Dar poate să țipe acum la final de video? Da, poate. Paolo. Hehehehehehe